Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! Omenirea este într-o goană după materii prime și mai ales după metalele de care au nevoie tehnologiile moderne, mașini și baterii electrice, eoliene sau telefonie mobilă și IT. Europa este dependentă de importurile din China și asta se vede în fiecare zi. Criza semiconductorilor a dus la livrări de mașini electrice și cu întârzieri de un an. Și asta din cauza materialelor din componența electronicilor considerate critice la nivelul Uniunii Europene. România este una dintre puținele țări europene cu rezerve conturate de zăcăminte rare, metale atât de căutate în era digitalizării. Avem omologate milioane de tone de rezerve geologice, al căror conținut e previzibil. Avem o țară bogată, dar ce facem cu ea? Astăzi vorbim despre potențialul metalelor rare și despre felul în care statul român știe să-și administreze resursele. Un reportaj de Cosmin Savu. Anul trecut, Comisia Europeană a stabilit o listă de 30 de materii prime critice, deficitare, care au o importanță economică crucială, dar nu pot fi extrase fiabil în Uniunea Europeană și sunt importate. Depindem de aceste materiale pentru dezvoltarea digitalizării și pentru tehnologiile orientate spre viitor. Metalele rare, numite pământuri rare, sunt pe primele locuri în această listă. 17 elemente importante pentru un sfert din tehnologia actuală. De la telefoane mobile, componente de calculator, motoare și baterii electrice, la industria de armament și aerospațială. Analistul militar Alexandru Grumaz a scris despre războiul economic al resurselor. Pământurile rare devin o armă geopolitică extrem de importantă în zilele noastre. La nivel mondial este o cursă pentru asigurarea materiilor prime, iar China domină și impune regulile. Cam 94% din producția de pământuri rare este la ora actuală în China. Deși acestea se găsesc și în alte părți, nu s-au făcut exploatări pentru a scoate aceste pământuri rare. Astăzi, Europa este într-o criză de astfel de materiale destinate semiconductorilor auto sau telefoniei mobile și IT. Cererea de produse minerale, în special cele din sectorul non-energetic, este în creștere și asta se întâmplă și la noi. România este una dintre puținele țări europene care dețin astfel de resurse potențiale de materiale critice. Aurel Gheorghe a condus Agenția pentru Resurse Minerale. Dumnezeu ne-a dat o țară cu de toate. Avem o bază de substanțe minerale utile pe geologia asta existentă pe teritoriul României, în general cunoscută foarte bine la nivelul anilor 1990. Cercetarea și prospectarea acestora s-a făcut încă din perioada regimului comunist. Nu există zonă neexplorată, nu există kilometru pătrat din țară despre care să nu se cunoască componenta geofizică și potențialul economic. Un proiect considerat secret a fost Programul Național Nuclear, abandonat după 1989. La sfârșitul anilor 70, geologii au descoperit că aluviunile de la malul mării, nisipul acesta conține metale rare, titan și zirconiu. Suntem în grindul Chituc. De aici, o dragă extrăgea nisipul și îl trimitea 8 km până la întreprinderea de metale rare de pe raza comunei Vadu. În timpul Republicii Socialiste România s-a extras și s-a prelucrat titan și zirconiu în scop nuclear, civil, dar și militar. Au fost identificate 3 zăcăminte, unul la malul Mării Negre și alte 2 în arcul subcarpatic, în Argeș și Gorj. Din zirconiu se fabricau tecile în care se ține uraniu radioactiv, combustibilul nuclear pentru centrala electrică de la Cernavodă. România era a 6-a țară din lume după Statele Unite, URSS, China, Japonia și Franța, capabile la vremea respectivă să producă zirconiu pentru capsulele folosite în centralele nucleare. Titanul, un material care se extragea greu, era folosit în industria aerospațială. Comuniștii au înființat întreprinderea de metale rare, o structură care era la fel ca și fabrica de diamante condusă de Securitate. În anii 90, dezinteresul, prostia și hoția au pus capăt ambițiilor regimului comunist de a deveni o putere industrială europeană, dar și o putere nucleară. În timpul regimului comunist, uzina de prelucrare a metalelor rare, titan și zirconiu, de aici de la Chituc, Vadu, era considerată un proiect secret și era în administrarea Ministerului de Interne al Republicii Socialiste România. Astăzi, ea este în paragină. După 89, a fost în administrarea unor societăți, ale unor securiști, și acum a căpătat soarta pe care o au majoritatea uzinelor și fabricilor
construite înainte de 89. Nu a preluat-o nimeni, n-a cumpărat-o nimeni. Încă nu, dar e de câțiva ani așa în lichidare. Blocurile alea au fost ale... Blocurile alea care sunt în construcție. Și în rest, înăuntru nu mai sunt utilaje, nu mai nimic. Nu, fier. Halele, cum au rămas, cu fiare. Constantin Mitache a lucrat ca mecanic la întreprinderea de metale rare Chituc pe o dragă adusă din Australia, pe grindurile formate din aluviunile aduse de Dunăre și care adunau multe materiale considerate astăzi prețioase. Săpăm pe malul mării, paralel cu marea, și scoteam acolo și a concentrat ala. Nu era cum e nisipul ăla cu scoică, adică era fin. Și dacă mai durea mult, îi dădea drumul și la toată asta. Mergea numai aia de acolo. Uitați acolo unde e acoperișul acolo așa. De cât secția aia mergea atât. Și asta n-a mers. N-a mers, asta era gata la cheie, doar să-i dea drum. O investiție de milioane de dolari zace astăzi în paragină. După 90 a funcționat? Da, până a funcționat, la am măcinat piatră. Piatră dădeam la îngrășăminte. Acolo situația este încurcată, deoarece terenul aparține Companiei Naționale a Uraniului, acum în procedură de lichidare. Halele și ce au mai rămas din utilaje sunt ale societății Prosidex, o firmă falimentară al cărei patron a fost Ștefan Crăciunescu, un fost ofițer de securitate acum decedat. La câteva sute de kilometri mai încolo, la Glogova, în Gorj, este un zăcământ similar de zirconiu și titan. Viceprimarul localității își amintește că atunci când era copil, la marginea satului, era o forfotă de nedescris. Laboratoare, se prelucra materia primă adusă din altă parte. Era un fel de stație de sortare, sortau... Au fost niște buncăre mari în chestia asta aici. Aveau un par de mașini aici. Dacă din laboratoare și stația de sortare nu a mai rămas decât un morman ruginit de utilaje, în partea cealaltă a satului, zăcământul cu zirconiu și titan așteaptă să fie exploatat. Uitați ce fine! Vedeți dumneavoastră acolo așa, că acolo vedem. Adică n-avem ce să alegem. Găsim localnici care au lucrat acolo ani de zile. Era în fază de, adică de cercetare. Nu exploatam. S-a ducea din toată țara aici la noi probe de pe unde colecta geologii. Tehnologia era din Statele Unite. Un electrostatic și un electromagnetic care ăla separa titanul de zirconiu. Adică aici oraș. Aici oraș și se facă subteran. Se facă uzina subterană aici. Da, era cumva așa un proiect secret, se vorbea de, aveați voi să vorbiți, că nu era... Cum să vorbim? Păi da, film, te prindea, n-avea firmă la poartă. Nu? Nu, sau ce spuneam eu, unde lucram, sau să lucram numai cu arte secrete, cu arte militare. Filonul cu nisipuri de zirconiu și titan se întinde până în Mehedinți. Pe zona asta... A fost minereu, 90% era minereu. Atât de bogat a fost aici. Pe cursul mijlociu al râului Argeș este Merișani. Și aici fusese identificat un zăcământ de zirconiu și titan din aluviunile aduse de ape. Aici în Merișan, într-o localitate considerată săracă a Argeșului, este o mare bogăție. Este o resursă de metale rare, de pământuri rare. Aici Institutul Național de Dezvoltare și Cercetare pentru Metale și Resurse Radioactive a avut un centru, un hub de dezvoltare pentru zirconiu. Aici a fost identificat un zăcământ încă din perioada comunistă. Din păcate, totul este părăsit. Înțeleg că este dezafectat aici. Bună ziua! Este un televizor care merge, da. Aici nisipurile cu metale importante erau trecute prin cuptoare mari și trimise ulterior la uzina de la Chituc. Prelucrarea finală însă se făcea la Giurgiu, unde se proiectase o linie de materiale strategice. Pe platforma fostului combinat chimic de la Giurgiu a rămas în picioare o secție. Astăzi este o societate comercială deținută 100% de fondul proprietatea, Zirom. Ea a fost proiectată din perioada Ceaușescu pentru a produce aliaje de zirconiu și titan. Din păcate, astăzi nu mai lucrează cu niciun material produs în România. Materia primă este adusă din Ucraina sau Turcia, iar produsele finite sunt exportate.
Conducerea actuală a companiei refuză filmarea. Acolo este singura întreprindere care a rezistat și, deși cu ani în urmă la Giurgiu se făceau capsule de zirconiu pentru uraniul radioactiv de la Măgurele, acum singurele contracte sunt pentru alte țări europene. Programul de cercetare a resurselor, înainte de 1989, se baza pe 8 institute de prospecțiune și explorări geologice, așa numitele IPEG-uri regionale, care s-au privatizat cu tot bagajul de date geologice al României. Acestea treptat și-au schimbat domeniul de activitate sau pur și simplu au dispărut. Privatizarea a dus la fier vechi, în instalații de foraj, multe. IPEG-urile au dispărut, încet, încet, în lipsa comenzilor de minereuri și metale și întreprinderile miniere au început să sucombe. România avea și o întreprindere de prospecțiuni geologice și geofizice. După privatizare, aceasta s-a transformat în Prospecțiuni SA și a fost controlată de Ovidiu Tender. Când omul de afaceri a început să aibă probleme cu justiția, compania de prospecțiuni a intrat în insolvență. Același lucru s-a întâmplat și cu întreprinderea de lucrări geologice speciale Foradex, încăpută pe mâinile controversatului om de afaceri Horea Simu. Activitatea de la întreprinderea de metale rare a fost preluată în anii 90 de Compania Națională a Uraniului, dar acolo singura țintă a fost asigurarea de materie primă pentru centrala de la Cernavodă. Cristian Deleanu este directorul interimar care se ocupă de lichidarea Companiei Naționale a Uraniului. În 97 s-a înființat Compania Națională a Uraniului, care cuprindea la data respectivă și partea de metale rare, iar în 2004 această companie s-a divizat, a rămas Compania Națională a Uraniului, care se ocupa de uraniu și toriu, în special de uraniu. În 2004 s-a înființat o companie care să preia activele metalelor rare, Radioactiv Mineral Măgurele, aflată în portofoliul Ministerului Energiei. Lucian Dogaru a găsit în urmă cu 8 ani o societate falimentară, fără obiect de activitate, dar cu potențial foarte mare. A fost o structură internă a unei mari companii pe care le-a avut-o România, una din primele 10 companii din lume și care s-a numit Întreprinderea Metale Rare. Dacă analizăm un pic istoric trecerea aceasta de la întreprinderea metale rare, 1990, regia autonomă a metalelor rare, 1997, cum? Compania Națională a Uraniului. Cred că s-a pierdut ceva. Metalele rare. Da. În administrarea Radioactiv Mineral Măgurele au trecut peste 200 de perimetre de cercetare geologică cu potențial de pământuri rare. În ce măsură sunt ele astăzi valorificate? În nicio măsură. Deci în cele 224 de perimetre miniere instituite au fost arealele geologice pretabile în care s-au identificat ocurențe de substanțe minerale radioactive, fiind instituite în acest sens pentru o cercetare ulterioară. Astăzi există program pe metale rare? Dumneavoastră aveți în atribuții și asta? Un program în ce sens? Program de cercetare? De cercetare, da. Avem în atribuții, dar cercetarea pentru metale rare înseamnă finanțare. Astăzi, la nivelul statului român, există vreo autoritate care ar trebui să aibă sau are? Să aibă... cercetarea, prospecțiunea... Nu. Imediat după cel de-al doilea război mondial, sovieticii au început programul de exploatare al resurselor românești. Prin Sovrom Coarțit s-au luat din minele de la Băița peste 18.000 de tone de minereu de uraniu, pe lângă acesta și alte mii de tone de metale rare. Aici la Băița, Bihor, a fost cea mai mare exploatare de uraniu din țară. În perioada comunistă, în anii 50-60, de aici s-a plătit o bună parte din datoria de război a României prin sovromuri. Cantități enorme de uraniu au fost scoase din munții ăștia și duse în Uniunea Sovietică. După anii 60, exploatarea de la Băița a fost baza de materii prime a programului nuclear românesc. Ulterior a fost dus de aici uraniu la Feldioara, unde era pregătit pentru a fi folosit la centrala nucleară de la Cernavodă. Imediat după pauză vedeți ce s-a ales de programul național nuclear și unde se mai exploatează uraniu. La noi în țară. Revenim! Înainte de 1989 era gata proiectat un ciclu integrat pentru programul național nuclear, să producem energie electrică la Cernavodă cu uraniu românesc, în continuare produse de zirconiu și titan,
Proiectul de independență energetică și strategică s-a destrămat. Astăzi toate minele de uraniu din România s-au închis și o reluare a exploatării e departe. În Budureasa, în Bihor, se vorbește despre cel mai mare zăcământ de brucit din Europa. E o rocă ce are o concentrație foarte mare de magneziu. Ce s-a ales de cariera din Apusenii de Nord, vedeți în minutele următoare. În paralel cu exploatarea zăcământului din Bihor, s-au pregătit și alte mine de uraniu și metale rare. În Suceava a fost ultimul loc din care s-a mai scos uraniu românesc. De aici avem voie. Eu să mă arătesc să nu vezi voie. De ce? Pentru că de fapt, de capul satul, de acolo până de unde domnul a asfaltat, până aici, până la mine, e zonă de studiar, deși domnul e mereu. Și nu aveți voie ca să filmați. Nu-i drum public? Am mai filmat aici. Nu aveți voie să filmați, că a fost greu atunci, pentru că erau oameni mulți de astăzi, deci nu aveți voie ca să filmați. Exploatarea minieră de uraniu de la Crucea Botoșana a fost ultima în lucru, în exploatare, până în iunie anul acesta, când guvernul i-a pus cruce. Acum este în program de închidere. Ultima exploatare de uraniu activă a României este închisă. Când a fost exploatarea în Toi, au fost 5.000, peste 6.000 de oameni. Am lucrat la minereuri complexe. Este încă zăcământă. Interesele sunt ca să nu mai producem noi. Munții noștri au foarte. Noi suntem ultimii. Compania Națională a Uraniului a decis disponibilizarea angajaților din Suceava și niciun alt proiect de exploatare de minereu de uraniu nu se întrevede în următoarea perioadă de timp, deși România anunța cu tamtam extinderea programului de energie nucleară. Cezar Cioată a condus CNU până anul trecut. Ceaușescu nu a fost foarte rău informat de specialiștii de vremurilor trecute în ideea că a programat centrala de la Cernavodă cu 5 reactoare. Deci, cu siguranță, se gândea la momentul ăla că avea cu ce alimenta din producția internă. Uraniul folosit la Cernavodă este din stocurile adunate în timp din munții noștri sau din import. Astăzi nu se mai scoate niciun gram de minereu de uraniu pentru statul român. Deja exploatăm cu bani mulți. La Crucea se mai putea face exploatare doar într-o anumită limită. Pentru că ce a fost bun a fost exploatat, așa este. Se putea face exploatarea la Crucea doar în ideea de a deschide zăcământul de la Grințieș și atunci venim doar cu completările de la Crucea și scoatem ce e bun de la Grințieș. În județul Neamț a fost conturat un zăcământ foarte mare de uraniu, explorat în urmă cu ani de zile la Grințieș. Pe la limita județelor Neamț și Harghita. Acolo e Harghita, aici e Neamț. Minereul ăsta este, de fapt, un steril care conține minereu de uraniu. El a fost explorat până în 2004-2005 și este lăsat într-o formă de conservare, pentru că nu se știe dacă vreodată se vor mai putea începe exploatările aici. Am terminat școala prin anii 87, pe vremea când minereu ăsta uraniu era cu Ministerul de Interne și, era în subordine. Și se chema IMR, întreprindere metale rare, și te angajai cu un dosărel. Petrică Diaconu a fost inginer minier, dar n-a mai intrat în zona exploatării de ani de zile. Pavel cunoaște foarte bine toate muchile pădurii, care astăzi este în proprietate privată după lungi procese de retrocedare. Acum vreo jumătate de an, cam așa, iarăși se vehicula cu să se deschidă mina. În 4 ani, teoretic, se deschide mina de la primatar, da. La Grințieș, ca să... Da, e al nostru, da. Dar e la subsol ăsta, în cazul că dacă era la suprafață, nu mai era al nostru. Ori era al Sturza, ori era al John Canadianu. Da, nu a fost foarte mare lucrarea asta. Asta e una din hălzi. Haldă de steril. Ce se scotea din mină, se arunca aici pe el. Exact, da. Pentru că ce se urmărește cu lucrările astea de explorări, se urmărește conturarea zăcământului, să-l pună în valoare. Cu greu se mai pot recunoaște gurile de galerie. Pe tot muntele ăsta, numai pe Grințieș Mare, pe Primatar, sunt 27 la număr. Nu mai zic de puțuri și de foraje. S-au prăbușit singure, s-au prăbușit de la sine. Astea sunt niște lucrări foarte vechi, de acum 35-40 de ani și
vedeți că totul, la vremea aia se lucra tot în lemn. Mai nou au început să bage metal, să bage susțineri metalice, alea încă mai stau în picioare. Până și-a atins scopul, pentru că pe diferite adâncimi. Una din ele străbate muntele din Grinție și în Bradu. Aia e cea mai lungă, de 2,4 km. Până acum nu s-au găsit bani, mă, ce sunt aici, o să mai lălăie. Ei bagă bani în orice buzunar, numai unde trebuie, nu. Da? Dacă România vrea să nu rupă cu ghilimele de rigoare lanțul nuclear pe care îl avem la ora asta, încă nu mai avem în România, atunci trebuie să deschidem exploatarea la Grinție. Este cea mai la îndemână, să spunem așa, pentru a fi deschisă. Alexandru Macoveiciuc este președintele Consiliului de Administrație de la Compania Națională a Uraniului, societate în lichidare. Nu e în cea mai bună formă a sa compania, dar nu este încă nici trasă pe linie moarte. O parte dintre activele valide ale CNU vor trece la nuclear electrică, iar minele vor fi închise. Pe de o parte, lucrăm împreună cu Nuclearul Electric acasă să finalizăm tranzacția inițializată în primăvară referitor la o parte din activele secției E de la Feldioara și în paralel lucrăm cu Ministerul ca să putem să pregătim noua societate care va închide exploatarea minieră de la Crucea. Licența de exploatare de la Grinție și-a trecut la Nuclear Electrica, dar nu se știe dacă acolo va începe vreodată exploatarea de minereu de uraniu. Există astăzi în România investitori cu potențial în zona de metale rare și pământ? Răspunsul este nu. Nu. Nu există. Nu există oferta, adică nu există zăcămintele, da? Cu un titular, de licență, cu unul care să aibă dreptul de exploatare. Este statul român? Statul român are ceva, dar nu este, el nu execută statul român o activitate economică. El trebuie să execute o activitate economică, spățul minerit, printr-un vector. Molibden, pământuri rare și metale disperse, litiu, wolfram, titan, cobalt, bismut sunt doar o parte dintre elementele identificate în subsolul României și la mare căutare în Europa. La Budureasa, în Bihor, s-a încercat în urmă cu câțiva ani să se deschidă o carieră de brucit, o rocă plină de magneziu. Nu știu să vă spun ce s-a căutat înainte de 89, doar că am avut niște galerii de explorare, cred că se cheamă. Și din toate ce s-a dovedit că s-a extras acest minereu de brucit. Cred că e cea mai mare cantitate de magneziu din Europa. Sorin Ovidiu Vântuș și Liviu Luca au făcut acolo o investiție de câteva milioane de dolari prin Petrom Service. Au venit și au concesionat aceste terenuri, care le-au plătit la zi, până într-un anumit moment, și de acolo s-a sfârșit. Când au început problemele penale ale lui Vântu, proiectul minier de la Budureasa a fost abandonat. Dacă vă uitați acolo, vedeți galeria veche, alea și-au rămas, înainte de 89. După 30 de ani dezastroși în care ne-am închis toate minele, realizăm că deținem bogății dorite de alții și nu suntem în stare să le valorificăm. De fapt, nu știe nimeni în fapt și de drept ce s-a închis în clar. Aici este un blocaj, de ce nu se ofertează? Pentru că nu știe nimeni în clar ce avem. România a închis 556 de mine și cariere. Nicolae Turdean a fost consilier la Ministerul Economiei, dar și președintele Agenției Naționale de Resurse Minerale. Astăzi lucrează în privat și recunoaște că statul român a acționat incoerent. Mineritul din România a intrat în debaraua economiei naționale acum câțiva zeci de ani, dintr-un motiv foarte simplu. 1. N-a existat din 2009 încoace voința politică de a pune la punct o strategie a acestei industrii. Ce vrea România să facă cu aceste bogății? Să le păstreze? Să le conserve, să le folosească? Cum? Pe ce perioade? Cine sunt jucătorii economici care vor să profite de contextul internațional și să redeschidă zăcămintele românești? Vedem imediat! Statul român nu a reușit să valorifice resursele minerale cu potențial mare. A închis 556 de mine și cariere și nu știe să le redeschidă. Dar acolo unde eșuează statul apar interesele economice ale privaților. Unii de bună credință, alții nu.
Nu ne putem adapta politicile publice realităților economice și atunci pierdem cu toții. Instituții anacronice, împânzite de politruci sau rubedenii, lipsă de profesionalism și prostie, toate duc la greșeli pe care niciun stat european nu le-ar face. Domenii strategice sunt lăsate la mâna hazardului sau a unor funcționari nepricepuți. Tot la Băița, în Bihor, a rămas singura mină de subteran deschisă din România. Valea aceea uraniu, valea asta molibden, mina de molibden. Maria Trip a condus Societatea Ministerului Economiei Băița S.A., companie titulară de licență de exploatare în Bihor. Molibden, wolfram, bismut, nichel, bor, rare. Care astăzi sunt pe lista criticelor, criticelor. Ca să nu mai vorbim despre cele foarte, să spunem, economice, fezabile, aurul, argintul, cupru, plumbul, zincul, care toate aceste elemente se află sub dealul de lângă noi, în proprietatea statului, cum sunt toate resursele din România. Din păcate, eu zic că au concurat cele două elemente. Unu, dezinteresul total al statului pentru a continua cercetările geologice și doi, nebunia aceea de a închide tot, raportând la niște calcule eronate. Astăzi, la Băița este o situație încurcată. Fosta directoare de la compania de stat controlează o companie privată de exploatare a calcarului Băița Bihor S.A., la care este acționar și statul prin Băița S.A. cu 6%. Proiectul este suspendat, Agenția de Resurse Minerale contestând după 15 ani dreptul companiei de a exploata în zonă. Am aplicat metode de asociere pentru atragere de capital privat pentru salvarea resurselor. Alminter, vedeați aici, ca și dincolo pe dealul celălalt de la uraniu, cântec, joc și voie bună, nu mai era nimeni. Aici se lucrează încă. Bun, că statul trebuie să controleze cum, e sigur obligatoriu. Mina de polimetale a fost preluată de o asociere între o companie, Mineral Mining, cu acționari suedezi și compania de stat Băița S.A. Suedezii au transferat firma unor chinezi care au băgat-o în faliment. Au plecat suedezii, a venit un chinez, a plecat chinezul și au venit acum cei pe care... Britanici, da, români, mă rog. Româno, australiano, britanici... Mă rog. În 2014 a apărut o companie înregistrată în Marea Britanie, Vast Resources PLC. Astăzi, directorul de țară al companiei care exploatează la Băița minereuri este chiar Nicolae Turdean, fostul șef al Agenției Naționale de Resurse Minerale. Deci Vast Resources provine dintr-o firmă care a dezvoltat activități de exploatare în principal în Africa. Era în țara noastră, a venit ca African Consolidated Resources, dacă companie listată la bursa de la Londra. N-aș putea să vă spun pentru că sunt foarte mulți, sunt zeci de mii de acționari. CEO-ul companiei subsidiare în România este Andrew Prelea, fiul unui fost consul onorific al Australiei în România, care în anii 2000 era implicat în afaceri imobiliare. La ora asta desfășurăm, operăm singura mină de exploatare a polimetalelor din România în subteran. Nu mai este altă mină în România, s-au închis toate. Cupru, plumb, zinc, bismut, molibden, elementele care sunt predominante. Minereul este trimis la export. Avem un dealer care ne preia tot concentratul și mai departe n-aș putea să vă spun unde îl exportă. Nu știu unde duce dealerul, s-ar putea să ducă tot în China, bănuiesc că da. Vast Resources a preluat o mină de polimetale și la Mânăilă, în Suceava, unde intenționează să facă exploatare. Deocamdată suntem în probe cu laboratoarele din Londra vis-a-vis de preparabilitate și produsele care pot fi obținute din minereul ăla. Și tot la Băița este o exploatare de dolomit, o rocă foarte bogată în magneziu. Aici este o companie românească cunoscută mai mult pentru colectarea fierului vechi, fostul grup Remat, acum Metanef, care operează cariera din Bihor. Acționarii sunt români, cu excepția alianței de la Bihor Sud, Valea Leucii, unde este un parteneriat cu firma canadiană Leading Edge Materials. În rest, sunt practic acționar român. Grupul de firme condus de româno-elvețianul Mihai Cernăianu a dezvoltat și o divizie pentru metale rare numită Strategic Resources. Background-ul nostru este în trading-ul de metale de peste 20 de ani
Și acum... Grupul Remata are o altă asociere, da? Da. Când te gândești la Remat, te gândești la fier vechi, la... E, fierul la vechi, câteodată și fierul la vechi, la un anumit nivel sau la un anumit grad, banii se câștigă prin clasificarea sau reclasificarea materialelor, fie și ele deșeuri, da? Un oțel inoxidabil considerat special are undeva între 1-2% molibden și asta la nivelul anilor 2013 pe o bursă de $40,000 tona de molibden aducea poate peste $1,000 în plus la vânzarea acelui material chiar ca și deșeu. Din trader de metale v-ați gândit să căutați metale? Să căutăm metale, nu este o abordare pe care poate să o facă oricine. Este nevoie de foarte multă cercetare. Strategic Resources și-a propus să redeschidă minele și exploatările de dinainte de 1989 și să speculeze economic cererea de materiale critice. Au început explorarea titanului și zirconiului pe care o făcuse și întreprinderea de metale rare. La Glogova și Clejnești am avut acei 2 ani de cercetare. Noi am considerat că dacă nu privești strategic, așa cum au fost ele privite, concentrațiile dovedite și clare, din punct de vedere economic, la momentul acela considerăm că și astăzi nu ar aduce o dezvoltare imediată. Noi nu avem cum să privim lucrurile din punct de vedere strategic, că nu suntem vreo autoritate națională, noi o privim înainte de toate economic. Au renunțat deocamdată la zăcămintele de acolo și și-au îndreptat atenția spre alte zone mai ofertante. Înainte de 1989, la Jolotca, în județul Harghita, aici era un alt proiect secret. Astăzi este o fermă de vaci. Pavel a copilărit în zonă printre mineri. Aici au fost atelierele, sus au fost birourile, vestiarele. Acolo a fost gura de mine care au zis că puțul 1 cheamă ăsta. Puțul 1 care a mers în jos 100 de metri, chiar... de la intrarea asta, aproape au ajuns până la Borsec. Timpul Ceaușescu nu a avut voie să știe nimeni. Era secret. Aici au lucrat cam 600 de oameni cândva. 600 de oameni. De oameni, pentru că și atelier, strungar, tot a fost. Nenea Arpad are 80 de ani. A lucrat artificier în mina de la Jolotca. Am perfurat, am pușcat, materialul a scos. A spus ne uranie, era și plumb, era și cupru. Cupru. Cine a spus, zice, are 6 materiali în mine asta. Bogăție este. Este. Da. Acolo, dacă vrei să, cum se spune, se face exploatare, Nu lase să ducă alte țări. În 2017 aici a preluat licența de explorare Strategic Resources. Jolotca este un zăcământ fabulos. Este un zăcământ, poate ați mai auzit vorbindu-se de zăcăminte de tip world class. Un zăcământ world class este un zăcământ care comportă niște resurse excepționale. Sunt 3, maxim 4 astfel masive alcaline în lume. Adevărata valoare a zăcământului Jolotca o dau pământurile rare, terele rare, de la Jolotca, care sunt în concentrații excepționale, neodim și samarium, sunt practic vedetele magneților permanenți. Dacă ar fi să amintim dintre metalele mai importante, aș vorbi de ropiul care se folosește la ecranele TV, la display-urile PC, la tomografe și diodele emițătoare de lumină, LED-urile, așa numitele LED-uri. Costă $712,000 tona. Neodimul, care este iarăși unul folosit de Tesla la ora actuală la mașinile electrice, este $107,000 tona. Cine au deschis și băieții care au lucrat aici, am vorbit cu ea. Au zis că litium caută, litiumul și plasma. Asta e... Pentru că în generație, acum, fiecare are 2 telefoane, 3 telefoane. Nu, și asta e chiar
trebuie peste tot în lume. Și au găsit acum filonul, numai China mai este o mine, dar nu au găsit așa de mulți, mă, concentrația cea bogată. Cercetarea acolo o face Radioactiv Mineral Măgurele, care are contract de prestări servicii pentru deținătorul licenței. La Jolotca este anul... O frumoasă fermă de vaci. Anul 5 de explorare, anul 4 de explorare. S-au parcurs toate etapele până în prezent, redeschiderea galeriilor, mai trebuie să redeschise două galerii. Și faza de explorare înseamnă cercetare de detaliu, cuantificarea cantitativă și calitativă a resursei. Aportul nostru la Jolotca s-a concretizat în descoperirea trei elemente noi, care nu au fost evidențiate și calculate în calculul istoric, trei elemente de o importanță și strategică și economică, vorbim aici de niobiu, de titan, de vanadiu. În 2023, strategic își propune să exploateze metalele rare în noul context economic favorabil. Cercetarea geologică de detaliu sau explorarea necesită finanțări foarte mari. Necesită finanțări de ordinul milioanelor de euro. Orice investitor își poate recupera sumele din prospecțiune și explorare pe darea în exploatare. Cercetarea, pot să vă spun, a tuturor proiectelor până astăzi, până ne-a costat peste 10 milioane de euro. Zăcăminte cu potențial există în toată țara. La nici 10 km de intrarea la Sarmii Segetuza a fost identificat un zăcământ de uraniu. Este considerat un filon foarte bogat. Unii specialiști spun că este cel mai mare din România. În anii 80 aici s-au făcut explorări. Sunt câteva guri de mină care au fost abandonate. Tot acest zăcământ este lăsat în conservare, poate pentru copiii noștri, pentru că cel puțin în următorii ani, cu siguranță, nu se va putea exploata. Dar, poate mai atractiv astăzi decât uraniul, acolo este un zăcământ de metale rare. Rădiștea de munte aparține domeniului metale rare, deci nu a intrat în programul nuclear românesc. S-au executat lucrări de cercetare geologică pentru substanțe radioactive între 1964 și 1968. Rezultatele, bineînțeles că nu au fost pozitive pe substanțe radioactive, dar au fost identificate alte elemente. Localnicii știu că acolo se ascunde o comoară. N-au fost proști, nici aia înainte. Și de aia s-au adunat aici, că aici e ca o căldare. Probabil știau și de minele astea, că e ceva zăcământ sub. Au mers 1000 km și așa pe sub pământ. Deci erau adânci minele, nu erau mine la suprafață sau... Nu. Numai subteran. Deci muntele ăsta a fost străbătut de galerii. Da. Și alea de sus tot așa. Și la un moment dat aveau un suitor, cum ziceau aici. Mergai dintr-una în alta. Apropierea de situl Sarmii Segetuza a dus la abandonarea cercetării în Hunedoara, chiar dacă există interes economic. Ioan Refec a lucrat toată viața în geologie. Țara noastră este bogată în zăcăminte sărace. Deci avem foarte multe zăcăminte cu conținut sărac, care necesită fonduri mari și tehnologii speciale de preparare. Investitorii nu mai caută acele zone restrânse, vor cariere mari în roci, adică undeva să se extragă cu randamente mari, cu utilaje moderne. Pentru că statul român nu are astăzi o politică coerentă de atragere a unor investitori serioși, duce la blocajul din mineritul metalelor rare. Statul român nu are resurse și lumea nu înțelege lucrul ăsta. Și atunci industria minieră moare lent și e aproape de sucombare. Probabil că liderii noștri politici nu au înțeles ceea ce înseamnă o mină de pământuri rare. Cine nu este pregătit în domeniul pământuri rare, n-are ce să caute în viitor. Ele, de fapt, vor fi denumite petrolul viitorului. Legislația la noi în domeniul minelor este anacronică. Legea minelor datează din 2003 și nu este pusă în concordanță cu legislația europeană. Nu este conformă cu realitățile economice, juridice, condiționările de mediu și impunerile Uniunii Europene. Lasă locul unui arbitrariu fără discuție, lasă loc corupției. Este o bulibășeală.
Noi am închis minele, dar nu știm să le redeschidem. Resursele subsolului sunt administrate de Agenția Națională de Resurse Minerale, o instituție obtuză și lipsită de transparență. O instituție mai degrabă caducă și cu comportament de secol al XIX-lea. Am solicitat un interviu președintelui acesteia, domnului Grigoriu Norocel. Nu am primit răspuns nici în ziua de astăzi. Acesta vine din zona militară. Ultima dată s-a ocupat de achiziții militare la Ministerul Economiei sau a fost director la Romtehnica, compania care se ocupă de înzestrarea armatei. Agenția este în mare parte deprofesionalizată. În această devălmășie, să zic așa, pe procedura de reglementare, lasă loc la, cum spun, bunul arbitru, la acțiuni din astea unor oameni nepregătiți și, mai să spun așa, la libera interpretare în afară de cadrul legal. Astăzi, în zona metalelor rare, activează doar câteva companii. Pare o piață închisă și deloc ofertantă pentru entități mari din domeniu. De ce nu au venit jucători importanți din zona mineritului internațional? Pentru că jucătorii importanți la care faceți referire, în special, activează în domeniile metalurilor, așa numitelor metale de bază, cupru, plumb, zinc. Sunt foarte mulți jucători sau entități care își doresc doar să blocheze proiectul respectiv sau să îți ofere, eu știu, o sumă fabuloasă ca să se asigure că acel proiect dovedit cu potențial nu îl încurcă pe el la nivel. Aici vorbim de piețe strategice, aici vorbim de geopolitică. Dumneavoastră ați avea potențialul ăsta economic să exploatați? Am redus totul la 3-4 proiecte, din care două în care credem foarte mult și care vrem să le ducem obligatoriu la nivelul de exploatare. Distrugerea mineritului, închiderea minelor și restrângerea capacităților de producție au blocat și cercetarea. Avem o lege din 2018 privind Planul Geologic Național. Doar o altă hârtie într-un dosar. Și în timpul ăsta, în Europa, se caută soluții. Alianța Europeană a Bateriilor dorește să construiască în Europa 42 de gigafactory, nu? Acele uzine sunt mâncătoare de materii prime. Haideți să ne uităm puțin pe hartă. Piața bateriilor va ajunge, începând cu 2025, la 250 de miliarde. Gândiți-vă, gigante fabrici care vor produce celule de baterii în Europa de Est. Lumea modernă are nevoie de metale rare. România le are, dar nu știe ce să facă cu ele. Iar autoritățile se scaldă în nepăsare. La fel ca în alte domenii, lipsește viziunea și voința politică pentru a pune la punct un program național de dezvoltare. Avem metale rare uitate în sertare. Vă mulțumim pentru toate mesajele, revedeți edițiile noastre pe știrileprotv.ro la secțiunea România te iubesc. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!